traversăm Marea Japoniei. Da, bă, deci ne cere biletul de ieșire. Da, și nu am. Și o să iau unul fals. Deci e biletul lui fake, da. Aici pe JR Beetle. Ia uite-ți aici, feriul Busan Tsushima. Neața, neața, cu nou daily. Astăzi urmează highlight-ul călătoriei noastre. Cum ești, Cătă? Cum ai dormit? Ți-a plăcut hotelul? Fine view. Da. Și azi urmează să trecem în Japonia pe ferie. Acum ne îndreptăm pe portul Busan. Cătă, că ne-a cumpărat autobuz. Autobuzul nostru privat. Ia vedeți. Deci acum chiar am un deja vu. Deci anul trecut, înainte să mă cresc cu Cătă în Japonia, a fost același lucru, tot Toyoko In, trezire de dimineață, numai că a fost din Seul și spre aeroportul din Seul. După da, da? Japonia, da. Acum este ora 7:16 dimineața, noi avem feriu la 9 dimineața, dar trebuie să facem check-in-ul, pentru că este un border crossing internațional. Deci trebuie să ieșim din Coreea, să facem immigration în Japonia, cu vize, cu totul. Deci chiar foarte curios sunt și eu cum o să decurgă tot procesul. Bă, eu zic că trebuie să mergem prin stație și să ieșim partea cealaltă. Da, că portul e după Busan Station. Excuse me, Japan Ferry. Japan? Ferry to Japan. A, deci e pie prin stație, da. Second floor, Number 69, yeah? Ok. Thank you. Deci... deci e prin stație cumva, aici se face ăsta immigration de ieșire, nu? Trebuie să... Da. De acolo ceva feribot văd în poze. Dar zici ceva nouă? O, da. Numai în coreană scrie pe aici. Deci planul inițial al călătoriei noastre era să luăm feriul de aici, din Busan, până în Osaka, să avem o croazieră de 20 de ore, numai că nu puteam să cumpărăm bilete pentru că evident nu suntem coreeni. Și acolo îți cerea număr de telefon din Coreea și adresa din Coreea și toate lucrurile. Și n-am știut să cumpărăm, așa că ne-am consemnat cu următoarea alegere mai bună, adică feriul Busan-Fukuoka. Și aventura noastră de acum arată așa. Am început în Seul, ne-am întâlnit în Seul, am coborât pe diagonala peninsulei coreene în Daegu, după în Busan. Din Busan luăm acum, în momentul de față, feribotul spre Fukuoka și din Fukuoka o să zburăm spre Tokyo. Aici au fost discuții. Am vrut să mergem cu trenul, să facem această excursie spre Tokyo fără a zbura, dar numai că e foarte scump. Deci noi zburam cu undeva la 150 de lei de persoană și trenul era 900 de lei. Mult mai scump. Bă, dar suntem bine că tu pe aici. Și noi ce să facem, frate, scoborâm aici? Aici e portul internațional. Păi, dar nu avem cum, cred că trebuie să ieșim, mergem la feriuri acolo în față, nu? Pe acolo. Da, să fie acolo, asta da. E. Mamă, cât de frumos. Pentru că noi ieșim la Busan Port. Da, deci... Mergem încolo, uite, vezi o pasarelă din asta. A, și cumva? Da, e o pasarelă. A, da, are sens. Deci, aparent trebuie să mergem pe aici, să luăm pe pasarela asta, să mergem până în portul Busan, care ar fi acolo, deci doar am trecut prin stația de tren, Busan Station. Deci, clădirea asta mare de acolo, din stânga. Da, doamne,
Ok, era bus până acolo, da. Da. Deci nu se poate. Deci mergem de la stație, facem un pic de departe de stație. Până. Uite, acolo sunt mai multe feriuri. Și am intrat acum în ferry terminal din Busan. Arată aici ca în aeroport. Mergem la departures. La plecări, gata, nu? Da. Hai. Mergem cu GR Beetle. Dacă acolo e de bilete sau fi de check-in, nu știu. Ah, da, poate să fie de check-in. Uite, mă, check-in scrie aici. Check-in. Uite, Fukuoka Queen Beetle on time 9. Uite, 7. Da. 7:30. Și noi trebuie să mergem la check-in, bănesc, nu? Da. Da. Mamă, deci se pare atât de cute să poți să iei. Ce tare. Ia zi că tu ai mai fost în viața ta cu feribotul internațional. Da. Din, am trecut din Uruguay în Argentina. Acum, foarte tare, foarte tare. Eu n-am mai fost niciodată, deci este o experiență unică pentru mine. Chiar sunt curios. Da, poate și ne cere biletul de ieșire. Da, și eu nu am. Și o să iau unul fals. Și o să iau unul fals. Tu te-ai ia biletul lui fake, dacă mai trebuie să ieși la bilet. Backpack, pay with cash. Bă, mie nu merge netul, cătă. Nu merge mort. Aici. Eu nu am Wi-Fi cât ea. Nu pot să găsesc biletul pe mail, nu, în cavă. Nu am de tot. Să mergem? Hai, ca la. Alat-o. Ți-e la biletul pe cât te bagă de la cal. Acum, cer să-l iau. Gata. Arată acolo să filmeze și zi. Ești pe filmat? Da, eu sunt. Two persons, same. No, one, I have mine. Ok. Bă, dar trebuie să filmezi, da? Deci asta este cu biletul meu luat acum. Ok, thank you. Thank you so much. Deci, o să folosești o cadru de la Mihai. Ce înseamnă să știi de unde să iei? Deci am luat biletul pe loc, pe un site, se numește, nu vreau să zic numele, ceva fake flight generator. L-am luat, am plătit $5 și mi-a dat biletul pe loc, într-o secundă. Deci acum suntem bine. Am și arrival card-ul din Coreea. Mamă, deci mă căcase pe mine, pentru că de multe ori site-urile astea nu funcționează, frate, și cumperi și nu simt, dar mi-a trimis biletul într-o secundă. Și voi ce a zis, ok. Cinerează pe PDF-ul ăla mai greu, da. Da, mă, deci merge biletul. Lucrată. Da, deci mi-era frică să mor eu. Vreau să zic că mi-era frică, pentru că știu doi prieteni, două persoane care au pățit chestia asta, traveliștii. Erau în Columbia, vreau să zbor în Ecuador și n-au avut chestia asta. Eu știu de site-ul respectiv, Fake Flight Tickets, îl pun eu aici frumos. Dacă vreodată aveți nevoie, vă cer ăștia exit ticket, boss. Legea este că tu, în oricare țară în care intri, trebuie să demonstrezi că vei ieși. Și aici scrie, arată-le să vadă aici frumos. Că uite, ai făcut o rezervare. Thank you for waiting. This document is please in English before arrive in Japan. Ah, okay. And your ticket. Departure time 9 a.m. Okay. Fukuoka, your SIM number. Immigration time is now. Close okay. Time is 8. Go straight, okay. Just one gate. Straight and make a left, yeah? Yes, okay, thank perfect. You. Thank you so much, Kansamida. Have a nice day. La vlog despre ce s-a întâmplat cu traveliștii. Traveliștii aveau bilet din Columbia în Ecuador. Au ajuns la aeroport, n-au ajuns cu timp, cu foarte mult timp înainte. I-a lăsat să treacă de check-in, au trecut de immigration și la boarding gate au venit și le-a spus că nu au voie, că trebuie bilet de ieșire. N-ar fi asta o problemă, că tu poți să fake-uiești, zici, o secundă, stai că le caut și îl cumperi. Da. Problema este să ai treaba asta in the back of your mind. Eu am treaba asta tot timpul. Mai față, da. Eu tot timpul știu de chestia asta. Adică la mine ai văzut în cât timp am cumpărat biletul? În 0,5 secunde l-am luat instant. Până aveam cardurile blocate în Revolut, de aia mi-a luat mai mult. Dacă nu, n-aveam niciun fel de problemă. Da. Asta e. Da. Bagajul merge la cale. Ia, că face security. Gata, am trecut de immigration. Gata, Cătălin, nu mai suntem acum nimic. Am ieșit din Coreea. Gata. Stăm aici la cafeluță, mi-am pus la completat hârtiuțe. Bineînțeles că ne pun ăștia să rupem hârtiuțele.
dar eu nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg. Noi am completat niște coduri cu QR. Da, bă, și am scris toate datele astea acolo. Toate datele astea sunt scrise acolo, sunt scrise peste tot. Și trebuie să completăm partea asta amândouă? Da, amândouă. Și trebuie să cauți hotelul ăla care stă, încă trebuie să trec hotelul pe copiuță. Hai să vă iau la o tură, să vedem cum arată terminalul de ferry. Dacă s-a făcut deja codă aici. Și aici avem un view la port. Ia să vedem. Ah, nu prea avem la port, de fapt la Busan. Bingo. Se vede șalupa. Da, urcuța. Frate. Da, frate, abia aștept să fac cum e. Tot timpul. Deci de când eram cu mamă, bă, tu vezi că este cauciuc aici? Este cauciuc acum acolo, da. Da, zici că e... De când eram cu... Ia uitați aici, feriul Busan Tsushima este o insulă între Japonia și Coreea. A găsit jocul Ghost of Tsushima de pe PlayStation. Am ajuns să vede Queen Beetle-ul. Feriul, acesta roșu, destul de micuț, destul de micuț, e drăguț. Deci avem un traseu de 4 ore și am înțeles că merge cu 37 de knoturi, adică undeva pe la 70 de km pe oră. Și avem 200 de km, deci între Busan și Fukuoka sunt în jur de 215 km. Și mergem cu 60 la oră, încet, facem 4 ore. Mamă, ia uite și tu cum e. Ce gaură are feriu. Mai mult de dublu. Da, cred că era dublu, deci ne-am plătit 100 de euro. De persoană, da. Pe acest ferry crossing. Destul de scump pentru doar 4 ore. Frumos Beetle-ul. Stai că e japonez, am auzit japoneză pentru prima oară. Că noi mergem cu JR, deci japonezii, da. E al japonezilor, Queen Beetle-ul. Pe să-mi dai una cât. Aici e. Da, deci trebuie să punem la locker staff-ul. Și să-mi fie cam unde l-am pus. Da, am pe filmare. Am de primul, dar e de obi, dar de... Hai, bă, care-i mai asta. Da. Ce avem fără? Ne avem C. Astea. Da, astea vezi că astea două le-am luat, da. Ia să vedem. Și cu ceva mai mult decât precizie japoneză, a plecat cu 3 minute mai devreme feriul. De full de loc, chiar sunt o tonă de locuri. Cred că aici e business cutter. Asta o fi. Da, pe mine m-a lăsat doar să iau doar în partea stângă, acolo unde stăm noi, știi? Nu știu, vedem, poate mergi, putem să intrăm acolo. Dăm acum tură completă a feriului. Unde dracu ajungem? Că poți să mă ajungi în sus. Copii și noi acum, cum să ajungem sus, frate? A, stăteam, măi, pe etaj, măi. Wow. Deci trebuie să te lase să mergi afară. Da, trebuie. Aici. Duty free shop. Ia uite, we are closed, e închis. Santec, cum se zice acolo, Santec. Bă, sper că ne lasă, bă. Dar nu pare, dar... Ci că do not open the door, vezi aici la deck. Bă, ar fi nașpa. Îi dau review negativ. Bă, dar zice să... A, uite mă, asta e dacă fii cu bicicletă. A, uite, Santec 3F, cătă, uite aici. Da, mă, știam, ești la Santec. Corea. Mă împiedic. Acum întoarce în podul, noi ne-am stat undeva pe acolo. Și vreau să întoarcă de tot și plecăm în partea aceea. Pe supodul din Busan. Ce? Da, deci întoarce și plecăm, mergi pe supodul ăla șmecher, știi? Trecem pe supodul. Da, foarte fain, foarte fain. Vă
acolo și acesta este decul de la etajul 1, mai este unul și mai sus. Și văd că este destul de gol. Și acum mergem înapoi la Cătălin, la Suntec. Da, Samaia Cromero, ține la Suntec aici. Să vedem. Uite, și pe domnul Cătă. Dacă trecem pe podul din Busan. Păi dacă nu știu numele, este un pod din Busan. Deci cumva noi le-am pus și uite, nici nu mai pot să accesez, că el a pus aici locker, știi, la bagajele noastre. Deci sunt acolo, ia să ne are la bar, bă, că s-a făcut deja coadă, are o grămadă de chestii. Și când mergem cu japonezii, vezi că e cu iene, ai văzut? Ce? Sunt prețurile în ieni. Pentru că noi suntem în... Da, noi nu avem ieni, că suntem, da, suntem în vaporul japonezilor. Ia pizza. Este că avem Wi-Fi pe... Uite, m-am conectat la Wi-Fi, deci pe feriul ăsta avem Wi-Fi. Foarte tare, nu știu de unde. Unde scrie prin satelit. Haideți să vă arăt cum arată la business. Ca aici în... se intră cu cartel, cumva. Și au decul lor separat. Și când ești cumperi business, ai cartelă. M-am păcat pe aici. Sper că este ok. Ia uitați ce fain se vede. Hai că a prins viteza, a prins și viteza acum. Bă, Cătă, să vezi fază, mă. Este deck și în față, numai că e pentru business class special. Și fii atent, m-am dus acolo, ți-a intrat o cartelă, m-am băgat și eu după unul care a intrat acolo și m-a dat afară. M-a dat afară, a venit și m-a dat afară din de pe deck, zic că e private deck. Și mai avem undeva pe la 3 ore, dar deja am primit SMS de la roaming că am intrat în Japonia. Bine ai venit în Japonia, de la Vodafone. Au japonezi prin zonă și probabil de asta este semnal. Deci misterul roamingului în mijlocul mării s-a elucidat, pentru că noi suntem fix lângă Tsushima acum. Deci cam așa am plecat și avem Tsushima și mai avem mai mult decât jumătate din drum. Suntem cam pe la jumătatea drumului și noi acum traversăm Marea Japoniei. Și după cum știți, această mare este foarte disputată din punct de vedere geopolitic. Deci, și de la televizor vedeți cum Kim, domnul nord-corean, mai lansează câte o rachetă. Și toate rachetele vin aici, în Marea Japoniei. Deci, de două ori pe lună, face teste balistice și aterizează rachetele aici, în Marea Japoniei. Șansele sunt mici să facă fix acum domnul Kim un test și să aterizeze racheta în preajma feribotului, dar totuși sunt, deci este destul de periculos ceea ce facem noi aici. Multe rachete nord-coreene ajung în apele teritoriale ale Japoniei, dar a fost și cazul celebru, cred că acum un an de zile, căutați voi pe net, de o rachetă nord-coreană a trecut peste Japonia și a aterizat în cealaltă parte a insulei și a fost mare vorbă de acolo prin Sapporo, alarmele antiaeriene, lumea s-a în buncăre, deci aceasta este Marea Japoniei. Aici fac și americanii exerciții cu coreenii de sud, deci este un loc foarte disputat. Oh, thank you! Oh. Hai să vedem cum se prezintă pizza de pe vapor. Miroase bine! Pizza neapolitană. Este la pizza. Facem la pofante.
ale astea sunt prinse de sol. Ia, spune, tot două și plătesc eu. Vrei două beri? Da. Like, two beers? Please. Noroc pe te. Aici pe Jar Beetle. Ia să vedem cum merge netul la... pe Queen Beetle, nu merge, nu? Nu, e pa. Da, e pa. Deci nu cred că mai avem foarte mult acolo în față. Și acum putem să vedem foarte clar Fukuoka. Acum intrăm în golful din Fukuoka și o să ajungem la terminalul de ferry de acolo. Să vedem că stăm la immigration și toate procedurile de entry în Japonia. Și acum am ajuns în portul Fukuoka. Am stat aici vreo 20 de minute să ne docheze și acum văd că au dat drumul la debarcare. Cum a fost cătă tripul cu ferii? Super chill. Da, chiar așa a fost, deci liniște, a fost, deci a fost unul dintre cel mai chill de chestii. Exact. Bye. Super relaxat așa. N-a fost, a fost gol pe aici, o grămadă de locuri, deci extrem de chill. Hai, o stai cu asta. Am făcut pe tunelul ăsta. Vremea e foarte bună. Dar e de răcoare aici. Da, e bine. Gata, și am călcat pe pământ japonez. Da, exact. Am intrat în terminalul Hakata. Prin immigration mergem. Eu nu înregistram ca prost, am vorbit un minut, dar deci n-au ținut ăștia, n-au verificat de droguri, n-au verificat doar de companiile. Acum, dar super de treabă, adică așa zâmbitori, aveți ceva cannabis, drog? Regulile. Mi-a dat aici un ziar cu regulile pentru drone. Dar e foarte tare că, uite, ai voie să zbor drone, numai că, să aminte, nu zbor lângă aeroporturi. E foarte tare, foarte treabă oamenii, da. Da, mă, deci că ne-am aruncat de pe vapor aici, nu știu unde am ajuns. Păi cam așa e, cam asta ne-au făcut. Ne-au lăsat aici, bă, unde? Prima trage pe dreapta vaporul și aia e. Am ajuns aici la... Adică față de ce era în Coreea de Sud, știi ce? Stație mare, aici e stație și... extrem de mică, da. Uite, prin tunelul ăsta noi am venit și acolo e GR Beetle. Da, exact. Și un prim view la străzile din Fukuoka. Acum mergem spre Bas. Căldură. Da, este mult mai cald decât în Busan. Mult mai cald. Ia că încercăm acum să oprim un taxi. Zicem Hakata Station, da? Sau nu zicem Station, nu. Stai, viza. Da. Hai că am ajuns în Hakata Station. Nu ne-am înțeles că autobuzele din Japonia nu sunt așa de reliable ca cele din Coreea. Și aici este aglomerație imensă, e mult mai mare stația asta decât cea din Busan. Stam cu 5-6 până aici în adresă. Și am ajuns la hotelul pe care l-a rezervat Cătă. Am acolo stația Hakata Station și aici foarte rapid stăm doar o noapte pentru că mâine zburăm spre Tokyo. Începe acum aventura cu găsitul unui adaptor pentru priză, pentru că aici e de negăsit în Japonia. Nu știu, oamenii ăștia nu se gândesc, frate, că în Coreea e. În Coreea am găsit multe. La Japonia trebuie să te duci la cel mai de tech magazin din țară. Da, da, da. Aventura pentru adaptoare continuă. Nu găsim adaptor, numai de USB, deci ăștia nu au, frate. Trebuie să te duci
Am găsit magazinul dedicat turiștilor. Ia zic că tă, găsim, gata. Nu? Cred. Ăla e. A, uite-mă, ăsta. Ăla e. Dar vezi cât te taxează, deci dai vreo 15 euro. 10 euro dau pe ăsta. Cam așa, da. Asta e ca, uite aici am prins de exemplu, astea vin 3. Ia zic că ce diferență? Acum trecând din, fiind în Japonia acum o lună și ceva și acum petrecând o săptămână în Coreea, îmi dau seama de niște diferențe din astea, adică bine, se vede că Japonia este mai departe, dar din punct de vedere al tehnologiei nu se compară, frate, cu Coreea e mult mai tehnologizată. Nu, lumină peste, deci da. Lumină peste, fără discuție, la orice. Și cum merge, transportul în comun, da. Basurile, bă, totul. Zice că vine la 30, zicea basul ăsta vine la 30-40, a vine la 30-43. Așa ceva nu vezi în Coreea, deci da. A zis, ți-a venit, pentru că nu știu, calculează dinamic sau nu știu cum face. Da, au ei sistemele lor, sunt făcute mult mai noi decât ale japonezilor. Da. Deci se simte diferența. Da. Mult mai cam totul merge, mult mai flawless, așa, frictionless. Da. Deci cam așa arată la hotelul nostru de buget din Fukuoka. Deci chiar nu mirase ok deloc. Nu este cel mai bun hotel, dar este un hotel de buget. Am dat doar 160 de lei pe cameră, avem ceva view la niște pereți. No, e ok, mergi, o noapte mergi. Am ieșit și eu acum puțin, vreau să mă duc până în centru, în Fukuoka. Deci da, nu se compară Coreea cu Japonia. Mie îmi place mult mai mult Coreea, mult mai mult. Dar Japonia este faină, dar Coreea este top. Dar totuși avem un lucru bun pe care îl fac japonezii. Poți să intri la metrou cu Apple Watch-ul, poți să spui cardul de transport pe Apple Watch și pe orice device Apple. Dar în rest mi se pare că Coreea funcționează mult mai bine din toate punctele de vedere, de la transport în comun, la ce poți să-ți cumperi, la ce găsești, la cum găsești, la cum sunt cazările, la viteza de internet. Și Coreea mi se pare că este peste Japonia la treburile astea. Mamă, metro aici. Da. Metroul din Fukuoka. $210 în călătoria. $1.50. Cam așa. Ia uitați cât de drăguț este acest mall subteran, așa, o grămadă de magazine. Și aici altă, pitonală, ea este subterană, plină de magazine. Și aici avem o hartă cu tot ce poți să mănânci. Aici pe partea asta nu se compară nici cu Seulul, nu ai atâtea, așa ceva. Nu ai nici în Seul atât de multe magazine. Cum aici. Deci Fukuoka are un lux în centru nemaipomenit. Ia că plim și eu pe aici, am găsit ceva mare. Ia vedeți aici, shrine. Super. Acum am venit până în parcul central, deci din Fukuoka. Dacă mai știți, am fost anul trecut cu Cătălin. Și dacă vă mai amintiți de această clădire superbă, o vedem și noi noaptea. Această clădire plină de copaci. Știu că vorbeam noi aici despre haine, duceți-vă și vedeți videoclipul de la Cătălin din aventura de anul trecut. Foarte șmecher a fost. Acum am ieșit puțin să o văd noaptea cum se prezintă parcul central din Fukuoka. Dar deci chiar nu mi se pare cine știe ce activitate aici. Se pare destul de gol pentru o seară de sâmbătă seară, nu știu, mi-aminteam parcul ăsta din Fukuoka și zona asta ca fiind mult mai live așa, dar nu prea e nimeni pe aici. Dar pot spune că Fukuoka parcă arată mai bine pe timp de zi, nu știu, anul trecut chiar am fost extrem de uimit, dar acum nu mi se pare chiar. Ia vedeți și podul acesta, deci chiar este foarte chill. Eu zic că merită vizitat așa, chiar e fain. Și aici au ceva festival acum, se aude muzică. Și de pe străzile Fukuoka lui vă salut. Mâine urmează să zburăm către Tokyo pentru că începe turul Backpack Your Life. Și cu ocazia aceasta o să finalizez și eu această aventură cu vlogurile de la ora 8. Deci revenim la program normal, la vlogurile mele clasice,
Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Pa, pa!